ales că te vrea pe tine și că ești singurul bărbat pe care și l-ar dori în viața ei. De ea a zis asta. Te va face bine, ai puterea dragostei. Știu că mă vrei, mami, eu am tot ce-ți dorești, te vei doar să fii frumoasă și să mă iubești. Vrei avea tot, totul e doar să vrei, prin puterea. Vreți să-ți spun ce mi-ai spus mie, Paula? Ai zis, când am intrat în casă, eu pe Mari și pe Bianca nu le-am simțit deloc aproape, pe voi v-am simțit și mie nu-mi place deloc de ele. E o problemă că am luat apărarea dreptății, adică la Paula? Nu, eu știu foarte bine ce jocuri faci, atragi fetele din partea ta. Nu mai inventa lucruri, că ești cel mai fals din casă, ești tu! Când timp mai zici minciuni, eu așa stau. Fii atentă, tăti vorbele tale, ni. Îmi place care vă. Da, îmi place și uite, îmi place tu că te-am cunoscut, îmi place Ligi, Paula, îmi place foarte mult caracterul ei. Este femeie, eu așa o consider, o femeie matură. Mariana, bună dimineața! Buongiorno a tutti! Bună dimineața, băieți! Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Dor de tine! Hai bă să facem mici în italian. Am avut numai cuvinte de laudă la băieții ăștia, nu știu dacă observați, ne-am înmulțit, ne-ai lăsat 5, am rămas 7. Am văzut! Eu cred că e ceva dubios cu ăla, cu musculețul ăla, aveți grijă, frate. Vreau mai întâi, înainte să vorbim despre tine, concurenții noi, unde e șobolanca mea? Șobolanca e în spate. Nu s-a gătit încă, cred. Nu se simte bine. Vivian nu s-a nevoie de chei. Nu se simte bine. Nu, serios. Da, ce părere ai despre cine a intrat în casă? Da, nu am văzut bine. Îl cunoști pe Nane? De ce nu l-ai mai văzut pe Fiz? Fiz? Care Fiz? Fiz? Nu mai văzut Fiz. Bună, de-aia am vrut să-mi schimb numele de scenă, că nu vreau să-l pronunț el mai corect. Fiz, draga mea, Bogdan. Fiz, bună. Eu cu tizul meu aici, noi suntem doi Bogdan. Tot Bogdan, are nume frumos. Îți place ce triceps am? Uite un pic. Wow, da. Deja faci ca mine, gata. Wow. Nu, e puțin mai mic, că eu nu vreau să fiu voluminos, așa că... Nu mai încap ăsta, tricourile astea. Nu mai încap teatru, da. Pinone îl știai deja, Andreea, adică... Da, îl știam de la televizor. Vă știați personal sau? Nu. Nu personal. Vă știți acum. Bună, am vorbit toate prin e-mail, la personal nu. Da, nu, n-am vorbit niciodată. Nu, glumesc. Mariana, dar de ce ai dat masca după ursulețul la jos și peruca? Eu le-am pus. Nu s-a ținut când l-am luat la dans. Te rog frumos să pui masca înapoi și peruca aia când... L-o botez, mă, îl cheamă Jadori. L-ai șters înainte să-l dai? Jadoric îl cheamă. Vezi că nu i-a fost șters ăla. Robert, da, unde e Mari? E acasă, se simte rău. Se simte rău? Da. Se simte rău. Dar Roberto, băiatul nou, unde este? Ce s-a întâmplat? Nu știu. Nu mai este. Nu mai este? S-a trezit? Nu, a plecat prea tare aseară și a dansat cu mine ieri și a plecat? Nu știu unde este. Nu știu, am emoționat. Paula, cine a dansat cu tine? Când dansezi cu un băiat, dispare. Deci vedeți, care vrei să dispare, dansați cu mine și... Paula, ai dansat cu cineva și eu n-am observat? Da, am dansat. Înainte ca tu să vii. Paula, am o surpriză pentru tine. Wow. Oh, are cineva frumos. O surpriză pentru mine și una plăcută, că am avut parte de... Am mascat plăcute. Aici, vezi, că este obligatoriu să mascăm brandul. Să nu crezi că ți-am luat ceva care nu e brand, să nu se înțeleagă că... M-am gândit la tine când m-am luat. Dar ce crezi, Fiz, că pe ea o cumperi cu niște machiaje? Cu... Nu, n-ai înțeles. Părinții mei m-au învățat să mă port frumos cu fetele, ce să mai zic. Și ieri te-ai purtat foarte frumos cu fetele. Foarte frumos. Ai avut niște glume foarte frumoase. Nu face aluzii la... Nu contează. Hai că sunt fericită. Vreți să-ți spun ce mi-ai spus mie, Paula? Ai zis, când am intrat în casă,
eu pe Mari și pe Bianca nu le-am simțit deloc aproape. Pe voi v-am simțit și mie nu-mi place deloc de ele. Bianca, normal că normal că am vorbit cu tine, pentru că tu te-ai certat cu noi și abia așteaptă să te certi careva cu noi, că n-ar nicio prietenă și normal, ce să fac, să stea singură, numai cu Mariana. E o problemă că a luat apărarea dreptății, adică la Paula? Tot adevărul la suprafață nu induc lumea. Care adevăr, mă? Aici s-a format un grup foarte rău. Nu, eu știu foarte bine ce jocuri faci. Atragi fetele din partea ta. Nu mai inventa lucruri, că ești cel mai fals din casă, ești tu. Când timp mai zici minciuni, eu așa stau. Fii atentă, tăti vorbele tale, nici. Eu cred că tu ai o problemă cu mine și încă mă mai iubești, de-aia nu-mi dai pace, mă, băiatule. Mor de ciudă că n-o să mai fie Bianca în top, mor de ciudă, dar știi că pentru votul stai cu ea, la revedere! În topul meu, Bianca e numărul 1. Dacă 4 oameni au același mod de gândire și gândesc în același fel, asta nu înseamnă, din punctul meu de vedere, da, că au format un grup. Vă să merg să văd cum se simte Andra. Hai, Livian. Nici nu am apucat să întrebe, mă, și-o zda. Da, că e rău, frate. Mariana, eu vreau să te întreb ceva. Cu cine ai stat în cameră? Cu mine? Cu Larisa? Cu Andra și cu ea, cu patru, nu? Și... Wow, stați-mi frică, vine surpriza. Și dacă fiecare ți-a zis același lucru, înseamnă că ai o problemă. Da. Te duci direct pe locul întâi, Paula. What? Te duci direct pe topul clasamentului. Dar Andreea cum ți se pare? Blonda, nu? Da. E ok. Știam, urmărisem și cu tine a fost un pic, nu? Parcă. Nu. Și parcă mai era cu cineva după aia sau mi s-a părut mie? Sau era altă fată? Cu Jador? Nu, cu el. Bună! E deschis. Ai știut că e deschis? O să fii pedepsit? Dar vrei să te văd un pic? Andrei, acuși vin și vorbim. Mariana, tu nu trebuie să ieși. Eu sunt șef, am voi. Oh, da? Asta, Andrei, iartă-ne pe noi. Da, mi-a fost dor de voi, chiar mi-a fost. Vai, da. Atât sau atât? Da, mi-a fost. Atât? Da. Sau atât? Pisică. Da, de ce nu intri? Baby, ești ok? Doamne, când Dani aici ca prințesa. E rău, serios, băta. Ce ai? Doamne, de când mi-a luat sânge, mă ia. Nu, e rău. Nu poți să intri? Vrei să intru să ce, să leșin acolo? Nu, dar am întrebat. Să ce? Nu. Stau acolo ca moartă. Bia vine, știți? Acum seara. Și cu cine o să stai în cameră? Cred că cu noi doamne. Că toate sunt ocupate, două. O zis ea că vrea să stea cu noi. Da. O să cred mai vrea să stea cu Paula. Păi m-a blocat pe mine pe Instagram. Da, bine, și apoi se ceartă iară cu mine și iară, nu. Păi, oricum una trebuie să stea. Nu știu, o să vedem. Păi atunci mă mut într-o cameră de două persoane, nu mă interesează. Să-mi scoată iară și alte povești. Lasă-te pe tine, e mai urât cu mine ce a făcut. Nu, acum hai să nu ne tot ăsta. Nu, Gigi, dar chiar e nasol. Asta adică e problema noastră, să vă rezolvați. Acum am discutat de camera mea, că s-a plâns că, vezi, doamne, mă transform. Ce facem atunci? Mă transform într-o cameră cu... Asta zic. S-a plâns că mă transform noaptea și ce duhuri invoc eu acolo. E respectoasă, n-are figuri? Nu, figuri deloc nu are. Și a fost ceartă între ele. A fost ceartă mare. Între cine? Paula și Andreea. Andreea e blonda, nu? Ultima care a intrat. Da, așa. Și? Și cum să-ți explic așa cam cum se treabă? Dar era pe bune, nu? Da. Așa. Ai trebuit după aia. Și ea s-a comportat frumos, nu? Da. Por. Bună, fetelor! Na, da, atunci care e? Eu nu am vorbit despre nimeni, eu zic ce am auzit. Ok, dacă n-ai vorbit bună, atunci îți spun ce mi-a spus Andra în spate. Am întrebat-o, ți-o spus așa nu ceva? Amată, o zis nu. Andra, dacă nu recunoști. Că ce? O zis nu, nu mi-a spus așa ceva, doar că așa am tras eu concluzia. Păi dar las-mă cu concluziile, fiecare trage concluzii. Hello.
Paula, numai atenții primești, numai... Prima atenție pe care o primești și eu și gata. Vrei să stau cu tine, vrei să mergi la spital? Nu, m-am dus să mă duc la spital, mi-e mare. Să-ți bagi ser de ăla în tine. Tine. Da. Dacă ai văzut, Mariana, că Simina m-a pus am pe acolo la story. Am discutat ieri un pic. Am blocat-o. De ce? De ce m-a pus pe mine la story? Să stai excesiv la stările mele și n-am să mă uite. Excesiv. Sau ce-a fost ciudă? Băi, Mariana, și de ce? Stai. Asta e geloasă pe tine, că cu Jador, cu asta. Eu, părerea mea. Eu cred că a vrut să vadă, mai postat ceva de ea, pentru că eu am zis să... Ai vrea să te reîmpaci cu Jador. Zic, uite, mijale, că el... Mariana! Vrea să se uite, știi? Sau ți era ciudă de ce m-a pus acolo la... Nu, n-am văzut, cinstit, dar în ce zi te-a pus? Păi m-a pus ea, Hamude, Alex, Zănoagă și Raluca. Dar ce era acolo? Ca să vă voteze susținătorilor. N-am văzut. Da, eu nu mi-a venit. Mariana, dar să nu fii geloasă pe fata, că nu are nicio treabă cu Jador. O să aibă un copil, o să-i... Da, chiar e sărcinată? Da. E sărcinată? Da. Chiar? Eu vorbeam cu Bogdan că Jador își dorește copii. Nu e glumă. Chiar? Și mă gândeam că a vrut să-l facă gelos pe Jador. Mai e urât. Ai febră? Nu, am senzația de... Vrei ceva dulce? Vrei apă cu zahăr? Hai să te duc apă cu zahăr, stai așa. Ea era cam singura cu care eu mai vorbeam și mai discutam. Și ea, după ce eu am sunat-o și am vorbit și o făcut vlogul respectiv și eu am aflat, a început să sune pe Andreea, a început să sune pe Ligi, că eu nu știu ce am zis, dar eu am povestit doar ce s-a întâmplat în emisiune și în afară. Cine era pe ecran? Eu cu cine? Cu Paula. Noi două? Serios? Du-te ia-ți cadou, Paula. Șeful, Barasanu, bye bye. Da.